Cel prea înalt a găsit pe mulți ascuns sub corturile întunecate, în semnătatea gândurilor de întuneric și frică. Se strigă, cortul meu a rămas cortul deschis și este cortul alb. Doamne. Apropiați-vă și rămâneți în cortul acesta unde găsiți siguranță, liniște și pace pentru mine și pentru inimă. Că se strigă de la mare înălțime, nu vă temeți, că cei ce sunt ai mei sunt în mâna mea, vor fi binecuvântați în orice vreme. Nu vă temeți de solul întunecat care vine de la răsărit, căci El va merge doar până unde îi se îngăde din planul de lucrare. Căci se vede că unii au îngenunchiat, alții au coborât și chiar s-au trântit la pământ. O, șenac, har, legadia, pradurile de vis. Și din marele prăjituri ale lumii se vede că unii ați luat și alții au cunesat. Și aceasta a dus teamă și frică. Se deschide cartea sfântă. Se strigă, e vremea să apară vitejii. Amin. E vremea să apară mijlocitorii. Amin. E vremea să se ridice mâinile în sus. Amin. Pentru ca să se strige cei ce sunt pe lume, în orice vreme picioare. Și ei nu se tem de vremuri și de timp. Aleluia! Te n-ai de la se vede plugul alb care intră în ogor. Se strigă, sunteți chemați să rămâneți la plugul acesta. Deci vreau în seara aceasta să aduc cingătoare nouă. Să binecuvântez mertele de lucrare și pe cei ce sunt care. Să dau ungere nouă. Să aduc lumină. Să aduc călăuzire. Și toiatul mult vrea să fie învățit din nou. Pentru că e vremea să se audă glasul. Și cuvântul încurajării. Cel ce este viu rămâne. Apără pe cei ce sunt vechi. Gelai de la Manahabia Domnului. E o vreme a curățirii. Aleluia. E o vreme a apropierii. Aleluia. E o vreme a sfințirii. Amin. Și înțelege glasul meu. Și se apropie în planul de lucrare. Răzbrava, răzbrava, răzbrava și voi curăți. Voi înnoi și voi aduce haine, ca să se cânte cântarea de biruință. Și să se spună Domnul a rămas aproape. Acestea sunt planurile în vremea aceasta. Rămâneți în planul de lucrare. Veți fi binecuvântați și ocrotiți. Amin. Mărire ție, Doamne!